Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou videoclip. Astăzi l-avem pe Ciprian în spatele camerei care ne ajută să filmăm challenge-ul ăsta și l-avem arbitru Badan, ca să nu mai avem noi discuții, să nu mai trebuiască să mă doare pe mine capul, pe tine nici atâta să trebuiască să te mai doare capul. Trebuie arbitru din exterior. De unde? Pe cine? Trebuie să cunosc nici eu, nici tu, nici... Păi, pe cine să aducă? Nu știu, să vedem acum. Păi n-a făcut profi, asta mi se pare că nu este profi, da, ce-a făcut el. Bineînțeles că trebuia să existe și o problemă în tot acest challenge. Și fraților, fiți atenți, avem de jucat câteva jocuri, știți prea bine că nouă ne place să concurăm unul împotriva celuilalt și poți să le arăți Ciprian aici pe jos ce am construit, ce am construit, ce am pus noi pe jos de două ori, toți stanțele măsurăm. Hexagonul, da. Este un hexagon și anume un labirint, eu așa-l numesc, este un labirint pe care va trebui să-l parcurgi legat la ochi. Gen, tu ai, okay. Păi, te-ai uitat, ai văzut și cât l-am montat aici cum ar veni, a fost greuț așa un pic pentru noi. Și fii atent, poți să le arăți că aici avem o căsuță, doar în zona asta, în care te poziționezi, ți-ai luat aici măsurile, ți-ai pus bandana la ochi, okay. Și de aici va trebui să pleci pe ăsta, pe tot traseul, și să ajungi înapoi aici. Okay. Ideea e că poți să calci pe linie și așa, dacă ai călcat cu mai mult de un sfert de picior afară. No, păi ce e asta, mă, frate? Mai mult așa, 2 cm, da, 3 cm. Da, un pic, o marjă mică, de aia zic, nu, dacă ai călcat așa, uite, poți să vii aproape să le arăți aici la piciorul meu. O marjă de genul ăsta așa este acceptată, înțelegi? Dar dacă ne-am dus așa, deja e pa. E, înseamnă că va trebui să vin următorul. Eu spun și... că o să existe discuții dacă tu o să vrei așa. Aaa, frate, nu te mai băga tu peste treaba mea, că așa trebuie să arbitrezi, frate, regulile pe care noi le stabilim. Și fii atent, cine îl parcurge, va avea un cronometru. Cine îl parcurge în cel mai scurt timp? Nu câștigă proba, da? Bine, frate. Vrei să încep tu primul? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Ia să vedem. Mie îmi convine că eu văd ce tactică abordează. Abordez și eu alte tactici și tot așa. N-ai voie să copiezi ceea ce fac eu. Nu, frate, eu le adaptez în stilul meu propriu. Fii atent că trebuie să ajungi la fără. Păi și eu de unde știu când ajung aici, mă, frate? Te opresc. Zic eu, dacă ai ajuns înapoi acolo, că sunt a, tu respecti. Da, spunem noi, da. Așa, păi mă gândeam că merg așa. Fair play. 2-3 ore. Lăsa că te lăsam să te plimbi două zile pe aici, prin casă, pe la tine. Aranjează asta, fă ce vrei, să n-au discuții, să n-au comentarii. Băi, bă, dacă eu văd... Pune-l și tu în direcția corect, potrivită, da? Corect, frate. Păi și dăm drumul la ceva. Da, la cronometru, stai așa să dăm drumul. Start. Gata? Da. Tactica la frate, bună. Nu mă așteptam. Așa. Bă, fii atent că se mișcă frate. Uh-huh. 2, 3. Așa, și acum 1, 2, 3. Ia fiți atenți, mă, că-l face fraier. 3. Trebuie să mă uit atent aici la picioarele lui. 3. Wow. 3. Atenție la picioare aici. Zara? 50 secunde l-a făcut din prima, nu-mi vin să crede și poți la cap. Îți prea bun, dar nu mai zic înainte, ba zic, ce să ai. Cât a făcut el ăsta, s-a dus până afară, m-am pus aici, am calculat pașii repede, văd câți pași trebuie să faci până la colțul ăla, ăsta și aia e, așa. Dacă ai făcut exact ca mine, aceeași din asta, n-ai voie, ți-am zis din prima. Da, hai că eu abordez altă tactică din asta. Am și eu ceva în cap așa, dar sper să... Hai, lați-mă răgeală. Deci n-ai voie, asta așa e, da, personalizată. Deci așa. Niciunul dintre voi să nu o faceți acasă. Aveți aici 49-24, ca să nu mi-au o discuție. 49-24, scriu undeva că mă fur sigur. Uite, am făcut screenshot, așa, n-avem pe discuție. Păi ce foarte bine fac. Nu, ce? Fai acolo, punea loc și te-ai drum. Eu am făcut așa, am început drept cu tactica. Că ai fost tu pe afară și m-ai lăsat singur cu ăsta aici, n-a fost vina mea. Dar am făcut și cât o metodă din astea, am luat așa, mersul piticului, așa. L-am măsurat cu toate fel, m-am pus jos așa cu piciorul. Acum asta așa să-mi iau și eu alea măsurile aici, că n-am apucat de când l-am făcut. Am să vedem. Gata? Da, hai. 3, 2, 1, start. Pași.
N-ai ieșit afară, uite, se moră dacă n-ai ieșit afară. N-ai ieșit afară, că acum. Și am văzut, zic, bă, a câștigat fraierul, zic. Dar cât aveam? 29 de secunde, 39. Aaa, ce mă mișc, băi. Băgă-mi și piciorul. Zic, nu, domnul arbitru, vreau să au decizia. Nu, am văzut eu, am văzut eu cum eram aici. Am zis mult, doar puțin, dar ai văzut. Era mult, da. Bă, dar ce repede l-a făcut, a fost bun asta că el are picioarele și nu face odată așa, face aici astea. Semifandarea dinainte. Păi de-aia am văzut alea că cam cât trebuie să... Când ai văzut că zbine exact. Aici, da. Și m-am numărat așa, zic, băi, am fiecare colț, am zis, zic, un pas, 2, 3, 4, 5... Da, era simplu, asta era cea mai simplă. Așa m-am gândit eu, zic, băi, tactica n-a fost rea, dar... Aici am făcut-o... Da, aici am făcut-o lată, dacă nu... Deci, imaginați-vă că am pierdut pentru 2 cm de ieșit afară. Tu ai zis regula asta, nu mă bag, frate. Trecem la proba numărul 2, care și aia va fi destul de complicată și vă zic aia să vorba. După cum vedeți, avem aici o pancartă de asta roșie pe care va trebui să o poziționezi undeva jos, dar cât timp adversarul tău va sta legat la ochi, adică eu stau legat la ochi, așa. Tu te duci, o poziționezi aici în spațiul ăsta liber, și după aia când ești gata, îmi spui și poți să mă uit 3 sau 5 secunde, gen, să văd unde e. Și după aia am pus la ochi și eu trebuie să merg legat la ochi, să mă poziționez cu picioarele exact așa, cu asta, așa. Dacă ieși iar în afară sau așa, okay. Aceeași regulă. Okay. Înțelegi? Eu da, mă, că dacă mă căpe la fut pe măsura mea 42 cu 26 litri tău, bifri și zici că mâncă. Picioare fotbalist. Da, da. Așa că cam asta e problema, vrei să încep totul da, frumos? Eu, bine, frate, hai, pune-ți aia la ochi, pune-te acolo la perete frumos, la perete stop. Nu vede. Se speria până acum, dacă vede, că da ce capa și îi dădeam așa în aer. Hai zi, băi! Fii atent! O să o poziționez... Aici. Zic eu. Fii atent! A. Poți să te uiți 5 secunde. 1, 2, 3, 4... Și nu-l rotești? Prima oară? Nu, gata, hai. Gata? Da, start. Și am cronometru aici, am dat drumul. Stop? Ei, nu știu. Aici zic eu. Vino cu aici. Poți să dai aia jos de la ochi. Uite un pic picioarele. Ești în afară. Ai zis că te-ai dus. M-am dus forță, că nu mi se pare așa drăguț. Nu pare greu, dar uite că... Aia de oprit acolo. Da, păi și acum ce fac? Fac din nou? Ai avut 7 secunde acum, dar nu putem să luăm în calcul că nu te opri cum trebuie. Păi și fac acum, nu mă opresc o dată un îți timp bun, da, pun asta și amestec. Acum trebuie să schimbi? Schimbi iar, da, îți dai seama. Ok. Până faci un, nu faci, până când o rezolvi, nu timpul bun, că nu mă interesează, poți să ai și 10 minute. Mamă, ce-am zis că asta... Gata, frate, fii atent, 3 secunde. Dau jos? Da. 1, 2, 3, stop. Și am dat drumul la cronometru. Ia, stop. Ia, vino aproape Ciprian, uite-te și tu. Călcâiul, din câte văd eu, este în aer, ia stai să văd dacă se vede. Da, mă, frate, hai, cât se vede, băga no? Și piciorul. Nu, da. Vezi? Da. E călcâiul în aer. Gen, doar suprafața asta, așa, gen, un flotră asta de ce de spate, dar el, practic, cu talpa calcă. Băi, hai, mă, că după aia au discuții. Nu, mai fac o dată, să nu știți că asta, până găsesc, după aia au comentarii de la hateri. Puneți aia la ori. Știu cum faci el, după aia, dacă... Scoate timp mai puțin și da, dar la tine dai nu prea seama, a fost. Că nu prea a fost. Și nu vreau, de ce s-a avut discuții din astea? De puneți aia la ori. Să eu mai pun, mai frate, că nu mai știu. S-am ascuns-o acolo. Gata? 3, 2, 1, puneți aia la ori. Și am dat drumul la cronometru. Hai să vedem dacă scoate timp. Stop, da? Gata, e ok, e ok. Eu zic că e mai ok decât data trecută. Și mai în interior. Da, da, da. E bine? Da, mai ok. Deci după ăsta l-am pus pe primul și după aceea l-am luat așa. 11 secunde, 98. 12 secunde. Ce să mai... Bine, că dacă e 11 secunde... Bine, da, bine, nu. Normal, normal. Din după aia dacă e 12. Era 11, ce să mai... 12 rămâi. Bine, eu zic că sunt 11 secunde, că nu se mai pune 98 de alea. Hai să vedem. Sper să scot un timp mai bun și să-l bat pe fraier, că prea s-a dus el din prima pe ele acolo. Hai. Hai să vedem mai ce până nu-l pun. Unde îl pui? Gata? Gata, frate, de jos te uiți și după aia trebuie să te pui pe ea.
Păi ce vrei, Danule? Bine, gata. Trebuie să pui cu picioarele, așa, și ce zic? Hai, gata. Păi n-a zis regulă, mă, a zis ce-o fac. Gata, hai. N-a zis nimic, hai. Așa este, corect. Dă-i drum. Gata? Da. Gata? Da, oprești cronometru. Nu-i bine, stai cu minte, nebune, că am avut creier. A, l-a băgat fraierul să nu... Stai cu minte, nebune, hai din nou. Oricât să dă și piciorul. I-a făcut ăla fraier. Uite mă, fraierul, ce mi-a pus. Da. De asta uite pe tavan, îl pun la următorul challenge. Gata? Hai. Hai, frate, dă jos. Vă să mă uit? Da. Ce? Nu mi-ai zis. Gata? Da. Și arde, ești mare. Aici a dat în ăsta, a dat. Gata? Da, oprește. Ia zi-mi, Ciprian, tu spui. Bă, din câte văd aici... E bine, nu? Sau tu ce zici? Tu, la tine... Poți să dau jos, da? Degetul ăla mare, nu știu, parcă... E n-aia, uite, bagă camera. Uite ce comentezi tu, arbitru, arbitru, doar el ăla vorbește. Uite că e n-aia. Zi, frate, zi. Filmează din partea asta. Nu, mă, nu, cum știi el ăla să filmezi. Uite. Atinge pătura aia. A, uite, nu-i corect, dă-te jos. La ăsta ține. Trebuie să-l bag pe fraier. Bă, nu, omul, eu nu mă bag peste arbitru, că asta e lege, frate, nici aia la fotbal. Cum comentez, cum îți dă roșu. Hai să vedem. Gata. Uite-te și te văd eu acum. Păi și cum o... Nu mă interesează, așa arunc gura în el, vă zic de acum. Hai, 3, 2, 1. Stai. Fiți atenți acum, în cavaj gura, mă filmează de la depărtare, că cade peste tine direct. Îmi joc pe gura în legălul ăsta. Gata, stop! Stop, rău, că nu mai pot. Ia zi, nu, eu aștept arbitru să văd ce spune, dacă validează. Este, mă! Merge. Da. Cât ce timp am acolo? 9.89. Nu mai pot. Ce animale mă slipă. Dar ce l-ai pus unul pe tavan acolo? Nu, frate. Îl băgai de așa, frate. Dar ce l-ai pus unul aici așa? Îl puneai așa și mă puneai să stau aici așa, nu? Uite, cum era? Nu puneam. Și n-ai zis. Nu mi-ai zis. Nu mi-ai pus pe aia, știi? Nu, mai 0.966. Ai făcut mai bine ca mine. Deci, două secunde să zic așa mai bine. Da, nu, m-a făcut mai bine ca mine. Și m-a cocoțat aici. Bine, la mine a fost lejer, că am făcut aici, dar l-am supus pe aici. M-a urcat, ați văzut, da, la ce pucul din astea, așa? Băi, deci, mie, dacă nu mi se explică exact cap-coadă regulile, e problemă. Lasă-mi la totalitate despre de la tablou din ăla. Deci nu o tablă din aia, da, știi? Și scriu, pam, pam, nu aia. Trece la rotarea probă, băieți. A scăpat-o din mână, îi spergea capul, Ciprian. Bă, te zic că stai ușor cu schemele. Ai văzut că stăteau neclintii, nu? Acum m-am speriat puțin. Bă, fii atent, la ultima probă, avem nevoie de mingea asta, trebuie să stea jos poziționat acolo. Iar Ciprian chiar o să-și facă rolul de arbitru mult mai mult de data asta. Noi să trebuiască să facem aceeași mișcare cu mâna, cu amândouă mâinile de fapt. Ce ne spune Ciprian? Dacă Ciprian ne zice să ducem mâna la urechi, la umeri, la genunchi, la spate, la așa, noi trebuie să facem aceeași mișcare. Ce poziție trebuie să aveți acolo? Poziția un pic a plecat în poziția asta, gen așa. Okay. Cam asta e poziția și gen Ciprian ne spune. Și când ne spune minge sau ceva... Un pic mai jos trebuie să mai stați. De ce? Așa e poziția. Cum? Mai jos? Mai a plecat? Din genunchi. În doi genunchi. Așa. Așa pe WC-ul, așa. Da. Să stau așa, să fac turturele. Așa. Deci ai înțeles care e tema jocului, da? Simplu. Ha. Cipriane. Deci unde spun eu, puneți mâinile, da? Ha. Unde spui tu, da? Acum nu spui până la spate. Pe piept. La urechi. Pe nas. Minge. La dupre. Te-a distrus. Da, zici păi nu, are avantaj că are mâini mai lungi, trebuie să zic. Da, Costa, știi, ești mai mic, ești mai aproape de minge ca acum. Minge. Eu cred că îmi vreți că ăsta e de la frate, că nu mai zic de care e. Am amețim și erați cad în față. Nu mai zic de care e, să mor eu, n-am nimic cu mine, da. Te-a plecat. Păi și unii vin spre mine. Îi pute gura așa, pește, ăla din canal. Hai. Coate. Umeri. Spate. Minge. Ce-a luat-o pe aia, nu mai e repede.
Hai să mai facem câteva, că e mișto tare pe runda asta așa. 1-1. Hai, 1-1. Burtă. Genunchi. Călcâie. Încrucișați mâinile pe piept. Stai smut că o să leagă. Breakdance. Am văzut că era prea concentrat acolo. Și încrucișează, ia la 6 secunde, zice el nu știa ce să zic și la unii se ducă la final. Hai, ca o băsână. Burtă, ceafă, umeri, piept, ceafă, minge. Nu, nu mai mă din nervi. Asta e alternant, e bun rău. Frunte, ceafă, nas, fund, burtă, minge. Burtă! Prea fast furios, mă. E mai aproape de minge, v-am zis. Câte avem până acum? Ai 2 sau 3? Clar, încă am vreo 3 am. Cred că 3-1. Da, da. Hai, mai ieșcăm 2-3 și... Spate. Umeri. Tălcâi. Ce faci, da, cu doamne? Ceafă. Iept. Minge. M-a pus în râsă că am încercat să-l fac. Prost fraier să pună mâna repede. Atenție, o să zic mult mai repede acum, da? Am încercat să-l deconcentrez un pic. Hai, da, pune aici. Hai, lasă-o acolo, hai să începi, dai drumul ce vrea. Urechi, bărbie, fund, călcâie, nas, minge. Stai cu mine, nebune, întârșești cu mine. Nu dai cu mine pe asta în fărăs. Hai. Ceafă, păr, nas, spate, genunchi, minge. Ai zis cât zice la cum? Și ăla pe azi, din intonații, știi? Din intonații mă gândeai cum vorbează mâine. Aolea, nu mă pot, am obosit, mai ești cam una și gata, că nu mai știi scorul cu mai mult înainte, în fața mea. Genunchi, quadriceps. Ce mă? Ce are bani să mă rog dacă nu? A, băi, nu mai știu. Cine era, cine va dincepte asta? Hai, nu mă scotează, lasă așa. Zi, bă, bune, ce, măcar să știu să mă rog porc prost, e aici, l-am în buzunar, ce-am văzut? Ăsta? Da. Quadriceps, așa zice? Da. Cu V? C. Quadriceps. Quadriceps? Da. Iertați-mă, pe uite așa, mi-a dat așa, ce-am să închis lumea. Asta e, întreb și eu, dacă nu știu, măcar de acum încolo să știu. Biceps. Care e ăla? Triceps. Aaaa, ești tu te acum, am. Am gata. Bă, ca lumea. Lăsa fi și tu, mă, la cum este. Piept, spate, genunchi, mână. Piept, urechi, minge. Dar am fost shutdown, că n-am mai știut de ce. Când am zis mână. Am fost așa, nu? Am făcut bine, cred. Mă gândeam cum să fac acum cu mâinile mele să se ia mână. Golav și el, mă. Ha, ia sta și voi aici, eu chiar vreau să văd de acolo. Nu te leacă acolo. La ce te-ai gândit? Nu, vreau să văd acum aia, ha, să vă văd eu pe voi. Sunteți pregătiți? Dacă vă costă prea jos, vezi mă, uite, eu n-am vrut să zic, da, și cum făcea ăsta. Stătea mai jos, nu? Așa, stătea aici, stătea. Am văzut și eu, am văzut și eu. Hai, și mi-a păsat pe tine, hai. Sunteți pregătiți? Gata, da? Nas, barbă, urechi, ceafă, piept, genunchi, minge. Mi-a băgat un deget, cred că nu și-a luat unghiile. Ce vrei să-ți fac, frate? Acum ar trebui și eu cu arma albă de acasă. Mai faceți? A pus mingea, nu? A pus-o aici, aici e la mingea. Nu, e acolo, și mă, bă, ce hai, mai dați drum? Oftica adică tine. La una, două. Cu tot alea, mai în spate, unde e mingea? Așa, așa, așa. Hai. Da, hai, că m-a enervat. Pregătiți, da? Genunchi. Gambi. Gleznă. Ceafă. Nas. Minge. Arată frerul. Era de m-am deconcentrat la un moment. Hai. Fund. Genunchi. Coate. Dic. Minge. Dar nu mă deloc, da, mă, normal. De cum îți spun chestia? Ce se fac? Păi dacă e slab, ce are, frate? Dacă ție engleză, ce vă zic? Păi da, nu am înțeles, mai faci o dată? M-a bunit, da, e încă o dată și gata. Fiți atenți la asta, sunteți gata? Degetul mic la picior. Frunte, nas, limbă, bărbie, fund, gambe, minge. Te-ai grăbit! Te-ai grăbit! Vrei să intonația la Bogdan? Gata, frate, bă, ajuns. Și intonația te încurcă, ai văzut mult. Dacă ai senzația, dacă îți dai senzația că se apropie de sfârșit, da.
Iei mingea de acolo. Da, știi cum să faci? Să faci așa. Minge, călcăi, picior, urechi. Da, mă, așa trebuie, mori. Da. Mamă, ca v-aș vrea voastră, chiar chiar antrenant. Asta mi-ar fi plăcut să fie așa mult. Să asta da, e mișto, îmi place. Chiar a fost tare? Da, fii atent. Și cum e șmecher asta? Să ai ceva jos aici și cum merge făcut? Cu ouă, de exemplu. Să le iei da. Din ăla în cap, știi? Da, ceva pe deapte. Să ai ceva, să ai jos, știi? Și când zici... Ceva în dezavantaj la care l-a luat el de ăla la. Bă, văd că nu e idee rea de challenge treaba asta. Dacă vreți ceva de genul ăla, scrieți-mi în comentarii acolo. Cam ăsta au fost problemele pe care le-am pregătit noi astăzi. Competiția care ai câștigat tot tu, că ai avut două... Da, nu mai știu exact care. Treaba e de când am să vă distrați, să ne distrăm și noi. Da, asta e principalul aspect. Mai sincer, am șobor. Eu sincer am avut ăla, că la urmă aici am luat cu Ciprian la întrecere. Apăsați butonul de like și ne revedem la următorul videoclip. Pa, 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 pa. Ceau!